Da, spunea domnul Mihaiș acum de obrăznicia. De obrăznicie. Dar eu cred că domnul Mihaiș a spus doar o parte a întrebării, pentru că dacă nu am fi avut istorie de asemenea obrăznicii în Parlament și în Guvern, probabil îndată inclusiv și Dodon ar fi fost sancționat. Pentru că în momentul în care Dodon se uită, cum a fost prim-ministru, a fost demis pentru acte de corupție în adresa acestuia și a membrului guvernului, nu a fost pornit nici o cauză penală, măcar pe acest chestie. Asta evident, eu spun, băi, dacă voi sunteți obraznici, sunt și eu obraznic. Vă aduceți aminte cazul cu Pădurea Domnească, unde tot sistemul judecătoresc, procuratură, guvern și așa mai departe, au participat la vânătoare. S-a pornit o cauză penală, s-a uitat și multe alte lucruri. Și atunci, prin faptul, și spuneam anterior, că indiferent din care partid politic nu ar fi, indiferent de care ideologie nu ar împărtăși, dar în momentul în care persoana a încălcat, trebuie îndată sancționat. Dacă nu-l sancționăm, creăm istorioare de genul ăsta și atunci oricare alt deputat venind în loc spune, stați un pic, dacă acela poate să facă asemenea lucruri, de ce să nu fac și eu? Deci, eu cred că asta este problema, că altfel nu vom putea schimba lucrurile spre bine. Și mai complicat și mai rău ar putea să fie că noi nu putem da exemple tinerilor care vin, generațiilor tineri. Ne dorim generații tineri de politicieni. Ce exemple vom da noi acestor generații? Pentru că în cazul în care dânșii văd că actuala clasă politică nu mai cred în viitorul acestei țări, atunci dânșii nici nu vor construi măcar visurile pe viitor în această țară.